actorul Nicolae Toma Muntean s-a născut în anul 1937 la Teiuș, în județul Alba. A terminat cursurile Academiei de Arte Plastice Ion Andrescu în anul 1965. De atunci a participat la numeroase expoziții atât în țară cât și în străinătate, în Germania și Italia. Este membru al Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Alba Iulia, și a expus de curând opere din colecția personală la Muzeul Unirii din Alba Iulia. Cele mai recente expoziții la care a participat au fost în anul 2012 la Buzău și la Târgoviște. Nicolae Toma Muntean îmbină în opera sa, într-un mod fericit, cele trei fațete ale timpului, trecutul, prezentul și viitorul. Tonalitățile paletei variază de la un ocru pământiu la o întreagă gamă de verde, uneori cu străluminări care îndeamnă la reflexie, ele punând în discuție serioase probleme existențiale și metafizice. La o primă vedere, expoziția este interesantă, dar în același timp dificilă pentru un ochi neformat. Știți ce se întâmplă? Intenționat nu am vrut să vin cu etichete puse la tablouri. În primul rând deranjau așa estetic, să zic. Și am lăsat mai bine la latitudinea fiecăruia ca să se apropie de lucrare și să înțeleagă în felul lui. Deci ce îi transmite, în sfârșit, să-i creeze o lume, practic. În stânga mea avem o lucrare care vă este dragă, să spun așa. Ne puteți spune câteva amintiri ce vă leagă de acest tablou? Da, este orgă de vânt la Castelul Bran, la Brașov. Eram student și împreună cu un coleg pe biciclete mergeam să ascultăm orga. Deci ea cântă atâta vreme cât bate vântul. Lucrarea este puțin filozofică, dacă cutia de rezonanță, cum se transmit, pe unde ajunge, unde pur și simplu este răspândit în aer. Mi-a dat puțin de lucru legat de compoziție, de modul de prezentare. Spuneți-mi, pentru cei care vor vrea să viziteze expoziția, cât timp este deschisă în perioada următoare? Am stat de vorbă cu directorul, domnul Rustoiu, și îmi spunea că expoziția poate să rămână chiar și în luna ianuarie. Lucrările expuse evidențiază faptul că pictura lui Nicolae Toma Muntean se îngemânează cu poezia, filozofia și muzica. O seamă de simbolul cristice apar ca niște trepte care ne dau prilejul să pătrundem misterul care ne înconjoară pretutindeni. Întreaga lui pictură transmite un mesaj încărcat de simboluri și fine aluzii mistico-religioase, de o realizare tehnică și coloristică deosebită.